Mihai a pierit la doar 7 ani. Fetița mergea la magazin să-și cumpere o înghețată când a fost lovită în plin petrecerea de pieton din dreptul postului de poliție din Mătăsaru de bolidul condus de Emilian, un tânăr beat și fără permis. Medicii nu au mai putut să salveze copila, care a fost târâtă 30 de metri după un impact cu autoturismul care avea o viteză foarte mare. Fetița s-a întors acasă în sicriu, iar familia este devastată. O întreagă comunitate este în doliu, iar oamenii sunt revoltați de decizia instanței. După ce a fost reținut pentru 24 de ore, procurarea parchetului de pe lângă judecătoria Găiești a hotărât să fie lăsat liber sub control judiciar pentru 60 de zile. Nemulțumiți, oamenii au hotărât să protesteze. S-au mobilizat pe Facebook și au organizat un marș duminică între orele 12 și 13. Se vor strânge în parcul din Găiești și vor protesta față de măsura luată de oamenii legii. Sute de persoane și-au anunțat prezența la protest, iar comentariile de nemulțumire au curs. Și eu am o fetiță și nu aș vrea ca cel sau cea care mi-a omorât copilul să stea în libertate. Și eu am 2 copii. Cel mare a fost coleg de clasă cu micuța Mihaela. Nu este singurul care circulă beat și fără permis. Autoritățile să deschidă ochii și nu buzunarele și să facă dreptate. Duminică să le arătăm că memoria fetei nu trebuie pătată. Trebuie să se decidă corect, să ajutăm să se decidă corect. Un suflet a ajuns în ceruri. Nu e de ajuns. Câte suflete trebuie să ia să ajungă după gratii? Am copil. Vreau să fie în siguranță. Pentru că familia Mihaelei are nevoie de sprijin, oamenii s-au mobilizat să-i ajute și financiar.